Hei, salutare dragii mei prieteni, eu sunt Alexandrina și în video de astăzi vorbim despre păr. Da, dragile mele, acum în perioada rece a anului, părul nostru este foarte vulnerabil din mai multe puncte de vedere și trebuie de specificat faptul că iarna părul crește mult mai greu și la acest aspect se adaugă și faptul că în perioada rece anului părul nostru, din cauza insuficienței de vitamine, de suplimente nutritive, acesta de cele mai multe ori cade. Anume din aceste motive, tot mai des primesc comentarii din partea voastră în care sunt rugată să vin cu sugestii pentru voi pentru a remedia aceste probleme, pentru a opri căderea părului și pentru a-l stimula. Și de cele mai multe ori voi, dragile mele, optați pentru soluții foarte simple, foarte ușor de aplicat, așa mai la îndemână. Și da, trebuie să spun că spray-ul pe bază de foi de dafin este întotdeauna alegerea voastră numărul 1, deoarece este foarte ușor de făcut, foarte ușor de aplicat, nu necesită spălare. Această soluție funcționează, dar, un dar așa foarte... foarte accentuat, acest tratament, această soluție nu este pentru perioada rece a anului din câteva motive. Întâi de toate, haideți să schițăm așa repejor cum are loc stimularea creșterii părului. Deci foarte simplu, prin aplicarea diverselor soluții sau prin masarea scalpului nostru, are loc intensificarea circulației sângelui. Prin sânge, firul de păr, rădăcina firului de păr se alimentează cu oxigen și substanțele nutritive aduse de aportul de sânge și astfel are loc stimularea creșterii lui și tot aici oprirea căderii acestuia. Ei, ca să aibă loc stimularea creșterii părului, acea intensificare a circulației sângelui, e nevoie de ținut minte câteva aspecte foarte importante și anume, în perioada rece a anului, afară este frig, pentru a stimula creșterea părului, e nevoie de aplicat produse, ingrediente, substanțe care vin să încălzească scalpul nostru. Paralel cu acest lucru, trebuie să specific că în perioada caldă a anului, vara, e nevoie de alte remedii care vin să balanceze oarecum temperatura ridicată a aerului de afară și pentru a stimula creșterea părului vara e nevoie de aplicat soluții, ingrediente, aceleași remedii care vin să răcorească scalpul. Deci diferențele acestea de temperatură vin să stimuleze circulația sângelui. Sper eu că am fost destul de explicită și haideți să vă dau câteva exemple. Ce tratamente, ce măști puteți folosi acum în perioada rece a anului pentru a stimula creșterea părului și îmi propun ca în perioada caldă a anului, vara, să vin cu un astfel de video strict pentru acea perioadă. Deci da, iarna, folosiți, așa cum am spus mai devreme, măști, ingrediente care vin să încălzească scalpul. Foarte ideal, foarte binevenit în perioada rece anului este masajul capilar. Nu este remediu, nu este nimic, dar țin să-l specific. Tot aici sunt măștile cu scorțișoară. O să inserez în descriere sub acest video măștile, tratamentele care există deja pe canal, astfel încât să aveți diversitate și să vă orientați repejor și să vă faceți corect alegerea. Tot aici optați pentru măștile pe bază de ardei iute, ardei iute cu ulei, ghimbir, la fel în amestec cu ulei. Tot aici, în perioada rece anului, sunt binevenite toate uleiurile. Uleiul de ricin, uleiul de urzică, uleiul de brusture și toate uleiurile care vă plac cum funcționează pe părul vostru, același ulei de migdale, ulei de jojoba. Toate le puteți aplica și aici cu mica remarcă, deci da, produsele trebuie să fie oarecum călduțe, așa că puteți încălzi uleiul înainte de a-l aplica pe o baie de aburi. Nu-l aduceți la temperaturi foarte înalte, astfel încât să vă fie confortabil să-l aplicați pe scalp. Tot aici, dacă stau să mă gândesc foarte bine,
ca o sugestie, ca o idee ar fi să folosiți infuziile de plante, același ceai pentru a stimula creșterea părului. Aveți o mare diversitate de plante, același foi de dafin, doar că îl aplicați în varianta călduță, brusture, urzică, rozmarin, toate acestea sunt ingrediente care la fel vin să stimuleze foarte bine circulația sângelui. Și da, dacă tot am pomenit de uleiuri, știu că foarte multe din voi și eu fac același lucru, în perioada rece anului folosesc unturile vegetale. Le puteți aplica pe păr pentru a-l hrăni, pentru a stimula aceeași circulația sângelui, a stimula creșterea, dar țin să fac o specificație destul de importantă și anume, untul de cocos, dragile mele, este un ulei care are proprietatea de a răcori. Dacă o să vă uitați la filme, documentare filmate undeva prin India, și veți observa că în perioada caldă a anului, femeile de acolo pentru a se răcori stau și întind foarte frumos, foarte așa lejer pe părul lor, ulei de cocos. Fac acest lucru pentru a stimula creșterea părului, deoarece sunt și ele dominate de această dorință și fac acest lucru pentru a se răcori. Deci, această remarcă vine să completeze ideea că uleiul de cocos, untul de cocos, este un ingredient care stimulează creșterea părului în perioada caldă a anului. Și aici, paranteza fiind că acest unt vegetal nu trebuie folosit iarna. Acestea fiind spuse, dragile mele, eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă îndemn să mă motivați cu un mare, mare like la acest video și da, aștept comentariile voastre. Fiți frumoase și aveți grijă de voi. Pupici! Pa, pa!